Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Players Unknown Battlegrounds. Și de această dată, fraților, o să mă joc PUBG normal, pentru că sunt foarte, foarte slab pentru acest joc. Adică am văzut un tip care a scris acolo în comentariu ceva de genul: Bandrei, dar tu te joci PUBG Lite pentru că ești foarte slab și nu te pricepi la PUBG normal. Da, bă, frate, ai dreptate. De aceea, uite, astăzi o să ne jucăm PUBG normal. Nu e ca și cum a juca PUBG Lite în locul acestuia, pentru că se mișcă mult mai bine, lutez mult mai repede, loot-ul este mult mai corect, adică faci rost de loot ca să te bați cu alții care au deja loot. Nu ai frame drop-uri, nu-ți dă network lag detected, nu-ți dă crash-uri, dar hei, eu mă joc PUBG Lite pentru că sunt mai nu, frate. Da, astăzi ne jucăm pe Sunhawk. Sunt solo, FPP, mi se pare mult mai real FPP-ul decât TPP-ul, frate. Adică la TPP te pui undeva într-o casă, pe Z și vezi tot ce se întâmplă afară, adică nu-i deloc real. La FPP e mult mai real și mi se pare ok. Și în acest videoclip o să ne dăm pe bătaie, să vedeți că eu sunt foarte nub la acest joc, sincer. Adică chiar nu mă pricep absolut deloc și mă joc PUBG Lite că sunt sărac și nici nu mă pricep și da. Mă rog, pregătiți-vă pentru crash-uri, pentru că probabil șanse de 90% o să-mi dea crash-uri, o să-mi dea network lag detected, nu o să lutez cum trebuie și probabil n-o să mai teme, ca să știți și voi. Dar nu uitați, înainte de toate, băieți și fete, sărim, înainte de toate, plus mânuța sus în comentarii dacă vă uitați la tot episodul și cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe clipuri. Haideți să vedem câte like-uri vom putea strânge pentru un simplu clip. What the fuck is there, man? Pentru un simplu clip cu Players Unknown Battlegrounds. Dacă văd acolo susținere foarte mare, promit că o să mai postăm clipuri. Și uitați cât de repede au ajuns băieții față de mine. Deci deja doi bărbăței sunt aici. Eu nu știu să-mi dau parașuta. Deci nu știu să-mi dau parașuta, băieți. Ok, mi-e și frică să mă bat cu ei, pentru că sigur eu nu o să am luci, eu să aibă. Și e super nașpa chestia asta. Mama, ea deja intră în casă. Haide. Mama, am apăsat de 3 ori să închid ușa aia, mă credeți? De 3 ori, ia să vedem. Oh, am vestă, băieți. M16 sau QBZ? Mama, mi-a dat 2 X-scope. Cască? Nu știu ce am luat acepurile alea. Cască nu servește. Cască n-avem, băieți. Ia să vedem a doua casă. Avem cască de 1, nu vine să cred. Vestă de 3! Oh my god! Cred că am auzit jocul, băieți, că sunt foarte, foarte rău pe baza lootului. Și a zis, mamă, îi dăm ăstea de toate acum aici, nemun, de toate. N-am vrut să fac asta, am vrut să sar. De ce nu mi-a luat săritura aici, hâț? Oh, mi-a dat și holografic. Berilul arunc. Unde ești, mă, bărbățele? Mie să nu stea chem pe undeva pe aici. Da, mă, bun jucător ăștia de aici. Adică uite, eu în locul ăstea, băieți, mă enervam. Omul a lotat două case și n-a avut nicio cască și nici vestă. Vedeți de ce nu-mi place? Pentru că voi spuneți că este mai greu pe PUBG normal, dar e același joc, frate. E fix același joc. Numai că, repet, PUBG Lite se mișcă mult mai bine. Și de ce nu? De aceea vă recomand, dacă vreți să vă jucați ceva fain, PUBG Lite, frate, e gratis. Nu are rost să dați 30 de euro pentru jocul acesta. Nu are, sincer. Eu vreau să fiu de partea voastră și vă spun exact ceea ce cred. Vă irosiți banii dacă dați 30 de euro pe jocul ăsta. Eu acum am avut foarte mare noroc, că în toate astea e decât o vestă de 3. Și mă rog, o vestă de 1 eventual. Dar nimic de 2, cască 2, ceva, nu? Nimic. Știi? Uite, mai găsim un extended aici. Dar cam atât în rest. Ok, hai să luăm și noi pe aici, băieți, să mă duc la bătaie. Nu vreau să, adică nu am mai jucat pe Sunhawk de când eram mic copil, sincer vă spun, nu prea mă mai pricep, nu mai văd playerii pe mapa asta de junglă. Dar o să încerc și o să vedem ce reușim să facem. Am reușit să fac un kill momentan. 47 de persoane rămase în viață. Încă o dată, haide să strângem acolo un număr decent de like-uri, frate, dacă mai vreți clipuri. Dar sincer, baza 90% dintre clipuri cred că tot PUBG Lite o să rămână, pentru că repet, se mișcă mult mai bine, nu fac atâția nervi, intră hiturile cum trebuie, lutesc cum trebuie, nu-ți dă eroare la internet, nu are frame drop-uri. Aici o să vedeți foarte multe frame drop-uri, by the way. Mai ales când mă bat.
Acum n-am avut, dar când am, o să vă spun. Ia uite, avion nebun. Mă mir că am vers asta de 3, v-am mai spus, nu? Chiar mă mir. Mamă, mă duc aici, mergem la bootcamp. Mamă, băi, ce lupte la bootcamp aici, băieți și fete. Vai, și amare, uite, acolo luptat totul. La bootcamp, flăcări, flăcări, flăcări. Ha, mă, să mergem. Aici am semnez moartea, dar nu mă interesează, eu mă duc la scandal. Ia uite-l pe ăla, l-am văzut acolo. Se bat ăștia ca nebuni, frate. Toți își dau la bootcamp aici, marea majoritate. Mă duc YOLO, nu mă joc strategic. Vreau doar să mă împuși cu niște bărbăței, opa. Păi uite, mă, au murit până și aici. Să nu stea unul, ascuns. Uite și aici, bă, câți mor. Băi, data viitoare, ce ziceți? Arena următoare, ne dăm pe bootcamp. Aoleu, ce m-a sperat. Ne dăm pe bootcamp, băieți, arena următoare. Cum dracu a murit ăsta aici? What the fuck, 6x? Bă, cum a murit ăsta aici? Cineva să vă explice. Avea car, mamă, car cu 6x. Nice, și luăm, de fapt am gloanțe deja. Mamă, ce se împușcă, băieți. Hai să campez un pic aici. Opa. L-ați văzut pe ăla acolo sus, nu? Eu nici nu știu unde pot să fie ăștia, frate, nu știu. Nici nu știam că pot ajunge acolo sus, sincer. Alo? Cineva aici, la bootcamp? Eu cred că sunt, da. Nu se arată acum, 37 de persoane. Nu văd, jur, nu văd pe nimeni. Pe acolo, opa. I-am dat hit. S-a pus pe burtă. Leon, l-am ratat? Ce urât l-am ratat. Ăla era pro player, cică, cu... Deci eu îl omoram super... Mi s-a blocat. Acum am avut un frame drop, mi s-a... Iarăși. Spuneți-mi, sincer, spuneți-mi în uite. What? De ce face asta? Deci mi se blochează oribil, băieți. Credeți-mă. Nu e de la mine, frate, e de la joc. Mi se blochează oribil. Vreau să-mi scrieți și voi chiar acum, acolo jos în comentarii, părerea voastră, frate. Ia să vedem ce avea asta. Omul era eroi, uite, vestă 3. Ero așa de fel. Uite, dăduse și ei, du, cred. Și uite că m-am dus la scandal și încă n-am murit. Pentru că sunt prea slabi, sunt prea slăbuți. S-au promis sau n-am auzit pe unul lângă? Lol, ce trec? Aș vrea să mă duc undeva sus. Nu, cred că pot să urc în aia, nu cred. Eu nu văd simt acum, mă jur. Și ăsta avea vestă militară. Să buzi rău, băieți. Asta este. Fiecare cum poate. Mamă, dar... Nu știu zona, frate. 3 kill-uri până acum, băieți. What? Ce e aici? Mamă, shotgun cu skinierea? N-are rost să iau vestea asta de 2. Ia stați, așa că am o problemă cu mouse-ul. În ultimul timp a început să-mi facă niște figuri nașpa mouse-ul. Gen, se dezlipește o chestie de pe el. Ceea ce e super nașpa. Am eliberat bootcamp-ul. Mamă. Mai vreau bătaie, băieți. Se mai poate? Nu mai am spațiu. Uite o siringă. Tactic, haul-ul ăsta-l aruncăm.
Am ceiling, am mai un age jos, deși am 4 iduri. Cred că mi-ar ajunge astea 4 iduri. Eu cred că mai e cineva aici, oricum nu cred că are cum să fie liber. 24 de persoane, băi! Cum, n-am murit din prima și am făcut 3 kill-uri și n-au fost niște kill-uri ușoare. Sau și ăștia erau boți, hai, că scria la acolo. Lol, ăla mi se părea player. Scria acolo că eu fac kill-uri pentru că sunt boți. Bă, unii da, erau boți, dar mulți nu erau. Ia uite armă, cu gloanțe. Încă o dată, fraților, dacă mă susțineți, dacă vă place ceea ce faci, dacă vreți mai multe clipuri, m-ar ajuta enorm dacă ați apăsat pe butonul de like. Pentru că mă ambiționează, frate, să postez mai multe clipuri. Pe acolo se împușcă băieți. Chiar m-ar ambiționa mult, mult, mult de tot. Ce stă blăniță aici lângă mine? 21 de persoane rămase în viață. Eu acum campez aici pentru că... Adică nu campez, nu stau pe burtă și mă uit la ușă. Mă uit cu sniperul de la etaj pentru că sunt în zonă și cred că o să vină bărbații încoace. Să ne batem un pic cu ei. Și să tragem noi cu carul ăsta așa cum trebuie, zic. Să nu-mi dea unul on tap. Mare căpău. Ia să dea avionașul unde? Nu-l văd. Ah, uite mă, fix deasupra mea. Iarăși mi se blochează. Deci, de două ori, a doua oară. A început și ploaia. Și repet, nu-i din cauza calculatorului, băieți. Că nu pot spune că am un calculator foarte slăbuț. Am i9-9900K cu RTX 2080. 32 GB RAM de 3200 MHz. Mă rog, eu zic că ar trebui să mă pot juca orice joc. Și am setările, uitați ce setări am, frate. Very low, very low, medium, very low, ultra view distance. Că na, dar le-am pe toate very low să-i văd mai bine pe inamici, știi? Și totuși se blochează. E de la joc, repet, nu-i optimizat bine jocul. De aceea încă un motiv, v-am mai spus, de aceea mă joc PUBG Lite. Vă recomand, frate, PUBG Lite. Uite că și aici reușesc, deja sunt în top 20, pana mea. Și nu am stat camp, chiar m-am dus la bătaie, știi? N-am stat camp, Părino, toată arena. Și uite și acum, mă duc eu, lui nemun. Puteam să mai aștept, puteam să iau, nu știu, motor scârț sau ceva, o mașinuță sau ceva. Dar nope, mergem la atac, băieți. Cu doamne, doamne, e înainte, oi. Uite, iarăși mi s-a blocat când am sărit și m-am întors, mi s-a blocat. Nu știu dacă la voi pe filmare se vede, dar la mine credeți-mă. N-am niciun motiv să vă mint. Bă, aici e apă, băi, am uitat că e apă aici. Ok. Haide să luăm la Nuno dacă e așa. Mamă, dar e super mică mapa asta. O luăm așa pe dedesubt să nu mă... Să nu mă vadă, băieți. Mă, ce somare e. Dacă mă prinde unul aici, m-a rupt. Că nu mă pot mișca repede în apa asta. Iarăși vin se blochează o secundă. Efectiv se blochează ecranul. Efectiv se blochează ecranul. Cine trage mă de aici? Ia să vedem. Care-i scandalul? Care-i treaba, băi? Cine-i jmecher pe aici? Cred că e pe deal. Nu știu, aș vrea să intru repede, repede jur în casele astea. Sper să nu fie nimeni în case. Iarăși mi se blocase o secundă. Bine că mi-a dat el cap. Nu știu cu ce, dar
Nu mai am casc, din păcate. Nu m-aș duce să lootez, că e în mijlocul câmpului. Hei, uite, am cască de 1, băieți. Sunt gata de acțiune. Sunt gata de război cu această cască minunată de 1. Nu mă duc să lutez, repet, în mijlocul câmpului și vine albastru. Și dacă mai sunt bărbați în zonă, m-au auzit 100%. Ce n-aș pe cu ploaia asta, frate, n-au nimic. Nimic n-aud, băiți, nimic. Aoleu, uitat zonă. Mâncați-a și unde trebuie să ajung. Mai sunt 12 persoane. Uite-mă, frate, că nu mă pricep deloc, ești nebun. Sunt vai de curul meu și la PUBG, normal. Of, 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 asta este, băiți, nu toți suntem unii așa. Asta special pentru cel care a spus că mă joc PUBG Lite pentru că sunt slab. Nu, că și aici de bine de rău, uite, am ajuns deja în top 13. Pana mea. Că e unul sub mine? Unde n-ai, mă? Uite, top 10, my friend, top 9 chiar. Partea nașpea e că, uite, pe aici trebuie să cobor. Nu era mort. Se pare că l-aud pe unul în dreapta. Eram pe single! Cum? Eram pe single, loc 8, băieți, 5 kill-uri. Îl omoram și postat, dar am apăsat un click și nu s-a întâmplat nimic. Uitați-vă la mine, nici n-am tras. Hai, mă. Uite, am dat fail. Uite, mă, frate, sunt foarte slab și am ieșit pe 8 și am dat fail. Ieșeam pe un loc mult mai bun. Ăsta avea cască 3, vestă 3, rucsac 3. Doamne, ce-i făceam ăstea, băieți. Nu mai era nimeni în zonă, deci... Doamne, ce arenă frumoasă era dacă îl omoram. N-am dat niciun hit pentru că, bă, frate, eram pe single. Haolo, ce dovitoc sunt. Uite, l-am urat aici. Am tras două gloanțe în 10 minute, ești nebun. Oh, doamne. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sunt foarte slab la jocul acesta, da, aveți dreptate. Și ăsta a fost fail acum pentru că eu am apăsat pe B, crezând că eu de fapt eram pe single, dar eram pe auto înainte și m-am mutat pe single, știi? O schemă de-asta nebună. Bă, locul 8 e bun, pentru că, repet, m-am mișcat pe Sunhawk de când eram mic copil, deci este foarte bine și așa. Nu uitați să dați și pe acolo cât mai multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să postăm mai multe videoclipuri. Și ne auzim data viitoare, am fost Andrei, v-am pupat și țineți minte, sunt foarte slab la jocul ăsta. Bye, bye!